zis că astăzi să ne jucăm un pic cu câteva cover-uri. N-am vrut să vă cântăm astăzi de la noi, nu că nu meritați, dar am zis că poate cântăm mai mult împreună. Și da, da, am rămas cu chestie, o afacere neîncheiată de ieri și am zis că o încheiem astăzi. Hai! Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care țară, sub un nu știu care par, sub un nu știu care par. Mi-i diferit cât un cel-cel, stă finit ușor în cel. Încercați! Tremurând de tunde el, fiind aflase dintr-o carte, fiind aflase dintr-o carte. Într-o nu știu care seară, într-o nu știu care vară, într-o nu știu care sar, sub un nu știu care pat. Nici prea mare, dar nici mică, stăpidită o pisică, tremurând și ea de frică, fiind aflase dintr-o carte, fiind aflase dintr-o carte. Într-o într-o într-un termin de rosul nos și-are un câine zbrânțăros, tremurând și el frigos, fiind aflase dintr-o carte, fiind aflase dintr-o carte. Fără vreun viteros și-are un lup foarte nervos, tremurând și el vântos, fiind aflase dintr-o carte, fiind aflase dintr-o carte. Că-ntr-o și-are o vânătoreasă, tremurând cu tot cu casă, fiind aflase dintr-o carte, fiind aflase dintr-o carte. Într-o stăpitit un șoricel, stăpitit un șoricel. Că-ntr-o într-o nu știu care sar, într-o nu știu care bar, într-o nu știu care sar, sub un nu știu care bar. Mulțumim frumos! Colibri, versul Horea Stoicanu, o piesă frumoșică despre dragoste, care se numește Dragostea e o salată. Și putem să încercăm, că e ușor, vine cam așa. La ra da la da la da ra la ra 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 la ra. La 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 la
și suferam seara destul de nasol. Cât am luat, toate au fost în zadar, dar m-a salvat un biet bucătar. Tot mormâind iar și iar, dragostea e o salată cu ceva sare în plus. Ia se ia pe parfumie, iar vedere, dragă vedere, ah, vedere se iau pe sus. Dragostea e ca o supă cu pătrunjel și mărar. Supa se pune pe masă, iar vedere, dragă vedere, ah, vedere se pun pe jar. Da, vedere se pun pe jar. Și hai să încercăm. La 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 la. Ceva sare în plus, ia se ia pe parfumie, iar vedere, dragă vedere, ah, vedere se iau pe sus. Dragostea e ca o supă cu pătrunjel și mărar. Supa se pune pe masă, iar vedere, dragă vedere, a, vedere se pun pe jar. Da, vedere se pun pe jar. Rândul vostru. La la la. Mulțumim, fain! Încă o dată, ciulile! Avea dreptul ca să intre cu căciula în cap. Obicei vechi pe moșie, de la moșii și strămoșii mei păstra. Ce cu căciulele pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o vor cum se purta, că eu obicei din dați păstra. Păi por căciula pe-o ureche și acasă și la nuntă și la oi. Păi după datina străveche, și păstrată și pe la voi. Cu căciulele pe frunte stăm de veacuri ca un munte în burbura arcului Carpat. Asta e căciula mea
faci omor, cum se purta că eu obicei din dați păstra. Păi unii zic să-mi iau căciula jos din cap, spunând adesea că nu-i civilizat. Poate vor s-o țin în mână, să mă afle ca să mă laude că m-am integrat. Dar băiere, cine, hai la mine, te primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Asta e căciula mea, e a mea și nu e a ta, că eu obicei din dați păstrat. Păi cine nu crede să se ducă la columnă să se uite și-o vedea, sabia încovoiată, arcul, scutul și căciula, orice tac ne-ar da. Cu căciulele pe frunde stăm de veacă ca un munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și obor, cum se purta că e obicei din dași păstrat. Hai să vedem, încercăm. Cu căciulele pe frunte stăm de veacuri ca un munte în curbura arcului Carpat. Pe asta e căciula mea și obor, cum se purta că e obicei din dași păstrat. Mulțumim frumos! Câte drumuri un om ar avea de făcut până ei să-l considere om. Câte mări pe scărușii mai au de văzut până ajung pe nisip pentru somn. Câte bombe vor mai sfârte ca vieți întregi până să le interzicem de veci. Răspunsul, prieten, e vânare de vânt. Răspunsul e vânare de vânt. Răspunsul, prieten, e vânare de vânt. Răspunsul e vânare de vânt. Câți ani poate un munte în lume trăi până marea să-l spere într-o zi? Și câți ani și oamenii pot viețui până liber permis de a fi. De câte ori omul vede un rău și tace întorcând capul său, răspunsul, prieten, e vânare de vânt. Răspunsul e vânare de vânt. Câte ori omul în sus va primi până cerul să-l vadă de ajuns. Câte multe urechi necesare sunt ca să audă arcurilor plâns. Câți mai au de murit ca să aflăm în sfârșit că oameni prea mulți au pierit. Răspunsul e vânare, răspunsul e vânare.
răspund sunt prieteni. Mulțumim frumos, Cicioc Andrei și Tegrea Bogdan, vă urează o seară minunată în continuare. Tu mai dansi.